sunt poate și o parafrasă și la niște nume de localități reale. Da. Și cred. De oameni la fel, chiar din Moldova, la un moment dat. Nu, rădăcina e moldovenească. Da. Da, cartea aceasta, aveți dreptate și mie, mi-este, țin la ea foarte tare, că este și prima mea carte pentru copii și de când lucrez la bibliotecă, i-am cunoscut pe copii și mai bine și chiar m-am împrietenit cu ei și am, poate n-aș fi scris cartea dacă n-aș fi fost, n-aș fi lucrat la bibliotecă și n-aș fi avut contact cu ei. La manifestările noastre, când vine la bibliotecă, ei iau... Micii genii sau picturi sau... Da, da, exact. Sau poeții sau... acum luptă pentru a câștiga premii la concursurile noastre moderate și de Lidia Berșan sau de Valeria Bețifu, aici de față. Și fără lumea asta, fără a cunoaște lumea noastră, până aș putea scrie. Și într-adevăr am încercat și să vorbesc prin cartea asta despre lumea de azi, despre marele... cu tremure de azi. Dar eu nu știu ce carte de elegi pentru salonul următor, cartea a surpriză, dar eu nu știu ce m-am gândit dimineață să-ți sugerez să scrie o carte despre copii și carte și bibliotecă. Ca experiență, pornim de la experiența care ai descris-o în jurnalul bibliotecarului, ai experiență. Dacă îl urmărești îndeaproape. Și are acolo, deci așa, materia primă este. Da. Bine. Haideți, am să vă rup iarăși, după văd că aveți așa nu foarte bună, da, o punte de trecere foarte frumoasă. Pe mine m-a intrigat și această carte, care mi-este deja, această carte, nu știu, nu îi zic critică literară, nu îi zic un jurnal a unui scriitor cu referință la ce scriu și unii confrați de condei. Dar vreau să vă zic una. Parte din textele respective eu le știu. Astăzi când Dumitru mi-a dat chiar acum, o oră în urmă și zice cauți unde ești tu? Zic, nu caut, mă uit cu prinsul. Deci nu, majoritatea care le-am dat cartea, repede să uitau dacă este el în volum. Bine, eu cunosc aceste tablete pe care le scria pe timpul Dumitru în revista Timpul, da? Iată, fac trecerea. Și dacă ați observat și mai țineți minte, deci el erau foarte, foarte bonome. În câte 3.000 de semne avea tu, da? Da. În 3.000 de semne se vorbea despre un autor și despre cartea acestui care, fără îndoială, textul respectiv putea fi luat și pus într-o pagină enciclopedică. Vă zic eu, parcă tot unul care mai scrie din când în când, zic că este foarte greu. Este nevoios, al naibii de nevoios, uite, ca să-l poți surprinde în 3.000 de semne pe un autor și cartea acestuia și să o redai în felul dat ca cititorul tău să găsească textul respectiv și după aceea să se ducă să ia cartea. Dar ceea ce vorbea Dumitru Crudu în paginile revistei Timpul era extraordinar și vă zic de ce considerente. Deoarece ați observat că atunci, în vinerea, când se aducea revista, nu se deschidea la pagina 1, 2, 3, 4, dar la pagina pe care o ghida, era atunci dublă, o ghida Dumitru Crudu. Și mie mi-era foarte plăcut, fiindcă veneau 3-4 oameni și mă rugau să le aprind lumina, dar eu la 7 sunt, de acolo la 7:20 la Sergici, să le aprind lumina. Și îi chemau la mine și le dam revista Timpul și Dumitru, deci până dimineață, până la 10, deja era omul Chișinăului, deci omul, scriitorul Chișinăului, care deja fusese citit. Pare mi se, n-am auzit niciun autor, niciun scriitor, ca, iată, în bună dimineața zilei, deja să fie citit în felul acesta. Poate mai sunt de cine, dar bine dacă vine cu articolul de fond. Doar atât. Nu e un lăudat, eu nu-l mângă pe cap, lui nu-i place, știu lucrurile acestea, dar iată o altă... El pe sine se. Zic, dar iată și o altă posibilitate de a-l cunoaște pe Dumitru Crudu. Spuneați despre faptul că reușește peste tot. Într-adevăr reușește. Nu știu, numai el poate să ne spună nouă cum, dar te împaci foarte bine și cu dictonul mea culpa. Da, sigur că... Cum? Chiar și în carte am o mea culpa la adresa lui Iulian Filip, despre care la un moment dat am scris un articol mai răutăcios despre poezia sa. Și peste un timp am dat peste alte poezii de ale lui Iulian Filip, care
m-au uz, mi-au mers la suflet așa. Și mi-am recunoscut culpa și am publicat și în carte. Și e bine, într-adevăr, uneori, atunci când conștientizezi asta, să-ți recunoști și greșelile. A apărut 2014? Da. Da. Și, da, e foarte greu să recunoști asta. Nu e ușor. E cel mai greu, poate. De ce? Da. Păi bine, dacă este foarte greu, de ce este foarte greu? Hai, poate că mi-ai dat și o lecție cu didactică. Nu, e clar, de ce? Din cauza alcoolului. A, bine, recunoscut. No. Asta. No. Dar e sincer, no. Vezi? No. E despuiat, e apolonic, deci știi ce spune și știi de ce spune. Da. Și vreau să vă spun despre cartea asta. Următoarea, într-adevăr, trebuie să apară în 30.000 de exemplare. Așa mi s-a spus. 30.000 și e un tiraj astronomic. În perioada sovietică mai apăreau cărțile în 30.000 de exemplare. Acum, în 500-1000 cel mult. Și de asta mi-a zis astăzi, vorbeam cu domnul Popa, că el a apărut deja cu o carte surpriză în 30.000 de exemplare. Și zice, un an de zile, într-adevăr, a fost stresat despre ce să scrie, cum să scrie. Eu deja am găsit o posibilă fabulă și... Da, trebuie să... Pentru că ai un an la dispoziție, o să schimb fabula zilei. Da, 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 da. Fabula zilei, da. Da. Acum tot o bucurie am legată de carte, că deja mi-a... Acum mi-a scris un traducător din Serbia. Cineva i-a recomandat deja cartea și mi-a zis că vrea să o traduc în sârbă. Așa că trebuie să-i o trimit și iată că... vorbeam la început dacă au importanță și dacă care este relevanța știrilor pozitive. E foarte mare. Adică, într-adevăr, după aia, după ce am primit e-mail-ul de la traducătorul din Serbia, după aia mi-a venit și fabula. Nu știu cum, pe valul ăsta de bucurie, așa, traversam strada pe jos și brusc și fabula mea... Traversă la timp. Da, da, da. Rămână poanta numai. Dar pe drum la traversare au găsit fabula, să fie atent. Da, noi așteptăm cartea. Da, da, da. De asta știrile pozitive adică au și acest efect, că te ajută... Te ajută mult. Îți dă în genere putere și responsabilitate totodată. Ori fără responsabilitate nu poți face un lucru de calitate. Și asta e bine. Da, da. Dar așa, știi, iată, mă gândeam dimineață. Ești într-o perioadă în care ai pierdut ceva drag. Și în natură, în viață, nu dispare nimic așa pur și simplu. Și imediat au venit altele în loc. O carte, a doua, o propunere de traducere. Deci, eu cred că în viață totul e echilibrat, într-un fel. Și poate că dacă conștientizezi, cred, dar dacă nu, asta ți se întâmplă. Da, da, am simțit și eu asta. Am simțit că... Dar dragostea da. Tuturor bibliotecarilor, cred că ai simțit. Da, da, da. Bibliotecarelor. Da. Nu știu, scriitoarelor, dacă...